Suntem în direct în matinalul de la Radio Cluj. Invitatul meu de astăzi este Ionuț Caras, actor la Naționalul Clujan, dar și unul dintre inițiatorii așa numitelor texte bune în locuri nebune. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața tuturor, bine v-am găsit! Anul 2019 a fost un an foarte plin pentru aceste texte bune în locuri nebune. Ați reușit foarte multe spectacole, două dintre ele cel puțin cu foarte mult public și cu foarte multă cerere din partea spectatorilor. Da, am început să jucăm mai des. Și am mai făcut un spectacol în colaborare cu Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, care a avut premiera pe 22 decembrie, despre figura lui Călin Nemeș, pe care probabil mulți dintre ascultători au auzit de el sau l-au cunoscut. A fost o figură aparte a Clujului. Mai ales în acele zile ale Revoluției și imediat. Spectacolul pe ei este legat de experimentul Pitești. Atunci când voi l-ați jucat pentru prima dată, tocmai a apărut o nouă teorie de la un cercetător care a studiat acest experiment Pitești și care încerca să spună că n-ar fi neapărat un mod de a interveni al sistemului, al regimului comunist, ci din contră erau niște reglări de conturi între membrii legionari. Cum se raportează arta la asemenea controverse când apar ele în lumea științifică? Da, am citit puțin despre chestiunea asta. Mi se pare destul de simplist așa să reduci totul la o reglare de conturi. Nimeni nu poate ști cu adevărat ce a fost acolo, nici chiar multele mărturii care au ieșit după anii 90 despre ce s-a întâmplat la Pitești nu aduc lumină complet asupra perioadei respective. Noi și în spectacol zicem la un moment dat treburile nu sunt în alb și negru, sunt mult mai gri. Da, noi făcusem spectacolul înainte să apară teoria asta, care a fost aspru criticată, inclusiv de foști deținuți sau rude ale acestora, pentru că pare să exonereze complet sistemul comunist și să-l absolve de orice vină și să arunce atenția în altă parte. În spectacol noi nu discutăm despre asta, discutăm despre mărturii ale foștilor deținuți. Asta a fost punctul de plecare al scenariului și am încercat să ne ținem de asta. Nu suntem partizanii niciuneia dintre... Adică nu ținem nici cu aia, nici cu ceilalți. Alin Mureșan, care conduce Centrul de Studii în Istorie Contemporană, a urmărit îndeaproape cumva crearea scenariului și tot timpul ne atragea atenția când din punct de vedere istoric, o luam pe arătură. Vă îndepărtați, da. Da. Și ne spunea că aici nu e chiar așa, aici nu e chiar așa. Ăla n-a fost chiar un erou, ăla n-a fost chiar un martir și așa mai departe. Și ne atenționa, m-a atenționat tot timpul când apăreau mici derapaje dintre astea. Și am încercat să prezentăm destul de obiectiv, cred eu, o părticică din ce s-a întâmplat acolo, pentru că n-ai cum să acoperi tot
subiectul. Exact. Și așa cum spuneați, într-adevăr, lucrurile nu sunt niciodată nici albe și nici negre, dar arta, până la urmă, are un rol foarte important să declanșeze dezbateri. Da. Da, cumva ăsta a fost și scopul nostru și văd că se întâmplă și când jucăm. Nu jucăm foarte des, e drept, dar pentru mine 2-3 spectacole pe lună în regimul ăsta, în zona asta, să zicem, pur independentă, înseamnă foarte mult. Facem discuții după fiecare spectacol și e foarte interesant ce se întâmplă. Lumea vorbește, analizează, își spune părerile. Scopul principal pentru care fac acest gen de spectacole în perioada asta e acela de a, cum să zic, de a informa în primul rând, adică de a spune spectatorilor, uite că a fost și asta, s-a întâmplat și asta sub nasul nostru, ca să zic așa. Și nu acum foarte mult timp. Exact. În istoria relativ recentă. Pentru unii chiar contemporană. Și cred că trebuie discutat. Sunt foarte mulți tineri care vin. Și toată lumea recunoștea că, ca și mine de altfel, că, domnule, înainte aveam o părere foarte vagă despre chestiunea asta. Auzisem că a fost ceva ce s-a numit fenomenul Pitești, dar atât. Și faptul că popularizăm subiectul, chiar dacă e unul nefericit și trist, cred că este important. Cred că e important să... E ca și cum în primul rând avem tratament, nu? Da, și în primul rând cred că e vorba și de un soi de datorie umană sau, nu știu cum să-i spun, de onoare minimă, așa, față de cei care și-au lăsat oasele pe acolo. Este o responsabilitate civică a artistului în general? Da, da. Am mai fost întrebat asta când au fost protestele în țară și în Cluj, știu că se iscase o controversă dintre asta, dacă e bine ca actorii, artiștii să se bage sau să aibă voce și unii spuneau că nu, că ei se exprimă doar pe scenă. Eu nu sunt de acord cu asta, adică suntem cetățeni la fel ca oricare altcineva și avem toate drepturile. Mai mult, cred că avem, din cauza că avem prin natura meseriei o voce nițeluș mai puternică, trebuie să o folosim. Da, sunteți obligați, practic, față de societate. Da. Spectacolul Pe ei se mai joacă o dată, la sfârșitul lunii februarie, tot la Muzeul de Istorie. Pe ei se joacă la Casa Transit. La Casa Transit. Pe ei se joacă la Casa Transit, pe 21 februarie, la ora 18, dacă nu mă înșel. La Muzeul de Istorie se joacă Oaia Neagră de la Cluj. Ăsta e titlul pe care l-am dat noi spectacolului despre Călin Nemes. E o sintagmă, de fapt, a generalului de armată Victor Stănculescu, care l-a numit așa pe Călin Nemes din cauza încăpățânării acestuia de a rezolva misterul ăsta etern al Revoluției, în cazul lui, al celei de la Cluj, și anume cine a tras, domnule. La Cluj se știa foarte bine cine a tras și iată că făptașii nu au fost niciun fel trași la răspundere. Ce v-a inspirat acest spectacol? Cum ați construit scenariul? Oh, a fost o călătorie, pentru că și eu știam despre Nemes lucruri destul de vagi. Știam că a fost un actor, a fost împușcat la Revoluție și că a murit la 3 ani după aia, dar cam atât, nu, în presă era puțin despre el, nu se publicaseră cărți despre el, acum s-au publicat. Și a fost, prima dată am spus că vorbesc cu oamenii care au lucrat cu el, deci cu oamenii din domeniu, și am vorbit cu Mihai Mănuciu, cu Victor Ioan Frunză, cu Nicolae Mărgineanu, cu care turnase un film, și cu prieteni de-ai lui, cu vărul lui. După spectacol am vorbit cu fiica lui, care e în Bruxelles, mi se pare. Am încercat să-l cunosc dincolo de varianta asta oficială și cumva tabloidizată așa, în care era prezentat ca un
erou care și-a luat zilele din cauza dezgustului și a, cum să zic eu, sentimentului de neputință pe care l-a copleșit când a văzut ce se întâmplă în anii 90 în România. Și aici lucrurile nu sunt în alb și negru, sunt mult mai gri și cu mult mai multe nuanțe. Adică sunt tot felul de teorii, de păreri despre subiect, dar cert e că descoperindu-l mi-am dat seama că a fost un tip într-adevăr excepțional, într-un anumit sens. Într-adevăr era o figură puternică a Clujului de atunci, cumva. Desigur, ceea ce s-a întâmplat la Revoluție și așa... A venit să confirme într-un fel. Da, a confirmat chestiunea asta, dar da, mi-ar fi plăcut să-l revăd și acum, să-l văd pe stradă sau să știu că, că joacă într-o seară sau că ia cuvântul undeva. Sau, da, pentru că era un animator... cultural underground, foarte... Mi-a adus aminte de figura lui Dorin Liviu Zaharia, de la, dacă auziți cineva de el, eu nu l-am prins, dar am citit despre el, de la București, care tot așa era un tânăr total altfel în perioada aia și care mișca lucrurile la nivel cultural într-o anumită formulă așa. Când este spectacolul despre Călin Nenea? Spectacolul se joacă pe 29 februarie. La Muzeul de Istorie. La Muzeul de Istorie, da. O gazdă generoasă cu textele bune. Da, da. E un colaborator deja, un partener deja, cum să zic eu, mergem de 3, cred, 4 proiecte împreună. Uh-huh. Da. Și e bine, adică faptul că Muzeul de Istorie prezintă evenimente, fapte istorice din altă perspectivă, e foarte util, cred. De fapt, asta au și spus mulți dintre spectatori și după un spectacol și după celălalt, că domnule, e mult mai bine că se întâmplă așa, pentru că de citit nu prea avem timp, nu știm unde să căutăm tot timpul, nu știi ce să crezi când citești, dar faptul că ți se prezintă anumite particele din istorie așa, în felul ăsta, e util. Și toți ne recomandau, mergeți în școli, mergeți în școli, băgați-l în programa școlară, mergeți la facultăți, mergeți la... Asta era și ideea pe care vreau și eu să spun, că este foarte important, cred că, pentru copiii noștri, care, într-adevăr, sunt ținuți cu forța lângă cărți, ca să spunem așa, citesc din ce în ce mai puțin, dar poate că un spectacol condensat îi face să le deschidă curiozitatea, să afle mai mult despre asta. Ați pronunțat cuvântul underground și chiar mă gândeam, urmărind evenimentele pe care le-ați organizat cu textele bune, eu cred că părăsiți domeniul underground cu textele bune. Da, pe faptul că deja colaborăm cu instituții puternice, solide, au fost multe, adică s-au adunat Muzeul de Istorie, Filarmonica Transilvania, Comandamentul Militar, licee și așa mai departe. Da, cumva ne expune mult mai mult, dar pentru mine contează ca undeva în ascunzișurile proiectului ăstuia să existe doza asta de necunoscut, de risc, de lucruri care sunt făcute altfel sau care sunt spuse altfel, de tupeu câteodată. Mai degrabă de curaj de a aborda teme dificile pe care nimeni n-are chef să le abordeze. Da, da, da. Și nu, la prima vedere nu par, cum să zic eu, vandabile sau nu par așa... De nișă. Didactice și, dar nu e chiar așa, adică cred că se pot transforma în spectacole. Da, suntem cu un picior în under, suntem la o răspântie așa. Dar oricum ar fi, voi evita, cum să zic eu, să jucăm pe scene de teatru. Adică voi alege să jucăm pe scene de teatru doar dacă... N-aveți de ales. Doar dacă n-avem de ales, dacă e prea important evenimentul ca să putem refuza. Ce faceți anul ăsta? Anul ăsta sper să fim primiți la un festival din Turcia, unde am trimis aplicația ieri și cu pe ei
și mi-a plăcea foarte mult ca spectacolul ăsta să fie jucat în Turcia de azi, da, problemele care sunt acolo. Ar fi o surpriză să fim acceptați. Și încercăm să pregătim pentru luna august un spectacol la Darabani, adică în nordul Moldovei. Da, ne-am trezit să ne ducem tocmai acolo. Vă unde... place să călătoriți acum? Da, am dat de gust. Am făcut primele turnee cu două mașini mici, am văzut că se poate și am zis de ce nu. La Darabani, unde Ștefan Teișanu și cu prietenii lui, Ștefan Teișanu and Friends, face un festival care se cheamă Zilele Nordului și mă tot invită de 2-3 ani. Și tot ne-am apucat și anul ăsta am făcut greșeala și am promis că merg. Ați bătut palma. Da, și trebuie să merg. Și subiectul pare a fi unul interesant și anume un proces care a avut loc pe la 1860, cam așa. În Darabani era o puternică comunitate evreiască, cam 30% din populație. Și a fost o bătaie generală între români și evrei, care a ajuns să transforme într-un proces foarte mare în perioadă, cu foarte multe, s-a întins pe multe zile, rechizitoriile erau enorme, Titu Maiorescu a fost avocatul evreilor, Eminescu a scris despre asta, s-a vorbit și în Occident despre asta. Și mi se pare interesant de văzut, eu când am auzit prima dată mi-a zis, domnule, a fost un proces pentru Ștefan și o bătaie cu evrei, cu românii, și am zis, a, super, o să facem o comedie. Moldovenii și evrei care se... Dar să vedem ce o să iasă. Procesul a fost documentat, s-a scris, s-a înregistrat și sunt curios cum, pentru că și pentru mine exercițiul e abordând de fiecare dată teme necunoscute, pe care nu le cunoșteam inițial. Îmi place, mi-a dat seama că îmi place foarte mult munca asta detectivistică. Să faci săpături prin documente. Da, să fac săpături, să inventez, să imaginez și să mă familiarizez cu un caz, cu o istorie, cu o persoană. Adică cumva e ce fac și la teatru când lucrez cu un personaj, vis-a-vis de un personaj. Dar e mult mai interesant când chestiunile astea sunt reale și sunt din viață și nu fac parte din ficțiune, ci trebuie să le retraduci într-o formă artistică fără să lezezi pe nimeni, fără să fii imparțial, să fii obiectiv. E un challenge pe care a început să-mi placă. Uh-huh. Vom vedea acest spectacol și la Cluj? Speram că da. Nu știu. Acum el are valoare pentru locul în care s-a întâmplat fapta. Adică nu știu ce relevanță ar avea pentru clujeni o istorie din nordul Moldovei, dar așa... Atâta timp cât poartă un mesaj universal. Deci da, așa am zis și cu pe ei, adică nu înseamnă că ce s-a întâmplat la Pitești trebuie să stea doar la Pitești. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio, Ionuț Caras. Sigur că ne mai auzim anul acesta la Radio Cluj.